România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, emisiunea de astăzi este despre vise. Da, da, am zis bine, pentru că cu toții am visat la un moment dat că putem fi altceva decât ceea ce suntem. Că am putea fi în fața unei mulțimi și am fi admirați, că am fi campioni sau cine știe ce vedete și că lumea ne va iubi. Asta visăm cu toții la un moment dat, nu? Mai ales când suntem copii. Și cred că simțiți cel mai bine acest sentiment în aceste ultime două zile. Televizoarele noastre au fost luate cu asalt de sport. Sportul acela bun, minunat, care vine odată la câțiva ani. Au fost finalele de la Roland Garros, a început campionatul european de fotbal, a fost finala Ligii Campionilor la handbal. Și îmi dau seama din intensitatea știrilor și a simțirilor noastre că întoarcerea publicului la stadioane a fost un moment realmente important. Sportul este platforma aceea care leagă fundamental societățile noastre. În jurul lui construim, ne întristăm, cooperăm, învățăm, uneori ne și despărțim. Și mai ales cu ajutorul sportului trăim gloria pe care noi, muritorii de rând, nu o putem trăi în altă parte. V-ați uitat la Djokovic și ultimele sale meciuri eroice? Un supraom cu bune și cu rele, cu capacitatea lui de a îndura și aproape să atingă un vis irepetabil, să fie cel mai bun din istorie. Sau jucătoarea aceea din Cehia, Krejcikova, care a câștigat două finale, nu una, și devine astfel una dintre marile campioane. Dar există și un revers. Și astăzi vă propun să-l și cântărim, să ne uităm la acest revers. Atât cât se poate vedea prin confetii și prin banii din viața acestor oameni. Sâmbătă, un danez, Christian Eriksen, s-a prăbușit pe teren în văzul planetei. A trebuit să fie resuscitat chiar acolo și a fost în pericol de moarte. Inima lui s-a oprit la un moment dat. Programul greu, supraîncărcarea, stresul și cine știe ce alte lucruri pe care noi nu mai le bănuim au dus poate la situația asta. Eriksen, ca și alți oameni pe care i-am admirat în acest weekend, este un milionar. Un om care a reușit în viață și care nu mai are alte probleme în afară de asta. Doar că de acum înainte, cu toate milioanele și cu toată gloria lui, un gând îl va însoți mereu. Se va repeta ceea ce am pățit eu pe teren? Asta e o problemă grea în viață. Dar, vedeți, într-un fel, ăsta e doar lucrul pe care putem să-l vedem, adică ăla pe care îl conștientizăm în acest moment. Căci până la aceste scene glorioase sau tragice, sunt și alte răspântii în viața acestor oameni. Nu toți oamenii care fac sport reușesc. Nu toți ajung să trăiască gloria. Succesul, dacă este, e unul scurt, nu trece de 30 de ani. Banii nu țin o viață întreagă. O a doua carieră este grea dacă nu ai bazele școlii. Vă mai uitați și voi din când în când la televizor și mai vedeți exemple despre cum școala n-a fost acolo unde trebuie, nu? Încerc să nu fiu rău, da? Da, așa pe șleau, mai vedeți câte un fotbalist vorbind. Adăugați la toată chestiunea asta pe care am pomenit-o că în România e și mai complicat și aici ajungem la esența dezbaterii noastre, dar care trebuie să mai adauge un lucru. Trupul îți este afectat pe viață, durerea nu prea te mai părăsește și câtă vreme nu mai ești campion, viața pare să fie mai complicată, nu se mai ocupă nimeni de tine. Așadar, astăzi la România în direct vă invit la o dezbatere despre sport și mari atleți în viața noastră. O discuție despre cele două laturi ale sportului, glorie sau eșec, bucurie și durere sau durere, cine știe. Și haideți să vă dau întrebările. Întâi numărul de telefon și întrebările. 0372069599. Îl repet ca să ne sune oameni de peste tot. 0372069599. În ce fel sunt marii atleți ai omenirii modele pentru voi? Cum percepeți limitele fizice și psihice ale sportului de performanță astăzi? V-ați îndemna copiii să devină sportivi de performanță, mai ales în România? Câtă durere și efort puteți accepta ca ei sau voi să trăiți gloria unui
atlet. 0372069599. Vă invit, fie că sunteți simpli spectatori care vă bucurați de ce fac acești oameni, fie că sunteți foști sportivi sau oameni care și-au dat copiii la sport, antrenori, oameni care se ocupă de chestiunea asta. O dezbatere despre noi înșine, dacă vreți. Așadar, România în direct începe chiar acum. Adrian, mulțumesc că m-ai ascultat, ai primul cuvânt. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Da, într-adevăr, am doi copii, o fetiță de 9 ani și băiatul de 14 ani. Amândoi fac handbal ca și sport de performanță. Băiatul doar ce s-a întors săptămâna trecută de la turneul final la categoria lor de vârstă, de junior 3. Recunosc că îmi doresc și aș vrea să-l văd un mare sportiv, dar în același timp, exact cum a spus dumneavoastră, trăiesc cu teama că se poate accidenta oricând și la o vârstă foarte fragedă s-ar putea să piardă tot. Și în același timp îl îndemnăm și la școală. Recunosc că poate puțin mai mult pe școală și las mai puțin pe partea sportivă. Știți ce se spune la un moment dat? Că voi cei aflați în situația asta va trebui să alegeți la un moment. Știu și pentru că am văzut exemple de sportivi care la 20 puțin de ani din cauza unei accidentări au ratat o carieră fantastică, mi-e teamă să nu pățească același lucru, pentru că deși handbalul e un sport foarte frumos, se vede frumos din tribună, de la televizor, e un joc foarte dur și chiar și la vârsta lor vine mereu cu vânătăi, cu lovituri, cu... și atunci îmi dau seama că momentul ăla se apropie. Cum o să faci alegerea asta? Nu știu. dacă aveam un manual, ce bine era. Uite, domnule, da, dacă aș putea să văd viitorul, să știu ce... Dar de ce vrei să-l vezi mare sportiv? Adică ce se întâmplă? Uite, spune, hai să facem un calcul. Fii atent un pic. Ești de acord, Adrian? Da, da. Deci, da, în handbal, să zicem că ajunge un profesionist de top în România. Românii sunt plătiți ceva mai bine în propria lor țară în handbal, că sunt acolo niște calcule cu câți străini și câți români tineri, așa. Deci, să zicem că poate să ajungă la un 5.000 de euro. Sunt salarii din astea. Lunar, da. Lunar. Da, sunt poate și puțin mai mari unele. Sunt și mai mari. Da, am zis așa. Domnule, un român bun. Un român bun de 22 de ani poate câștiga 5.000 de euro în handbalul din România. Acum, mare glorie nu o să facă. Nu o să fie campion mondial român, dar dacă e super meseriaș, poate joacă cupe europene. Gata, ți-am făcut calculul. Da, ținând cont că eu sunt totuși un antreprenor. Am undeva la 25 de angajați și nu câștig banii ăștia lunar. Sincer, m-ar încânta să facă sportul de performanță din punct de vedere financiar și poate și satisfacția de a-l vedea acolo pe teren și a mă bucura că, ca părinte, că e acolo și că joacă. Da, uite. Ne trăim și noi visele prin ei, nu? Recunoști exact, un pic. Exact. Eu m-am vrut să fac sport de performanță, am avut un accident mic în clasa a 5-a și s-au ignorit toate visele și cumva prin ei, trăiesc și eu visul meu de a fi acolo. Fabulos. Mulțumesc tare mult. Un sfat pentru voi, de fapt un îndemn. În România, la clubul Dinamo, va veni antrenor, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria handbalului, care ieri a câștigat Liga Campionilor. Xavi Pascual se numește. Asta e ca un eveniment, e ca și cum Guardiola ar veni la FCSB să dau exemplu, haia sau să fie tot la Dinamo. Da, cam așa, e un eveniment planetar, mi-e greu să-l explic, dar asta se va întâmpla. Dacă vreți să vedeți un super profesionist în sportul românesc, din toamnă mergeți la handbal la Dinamo. Asta se întâmplă în momentul ăsta. Dar ați văzut calculul cum se face. Mihai, salutare! Ești la România în direct. Salutare, Cătălin! Salutare tuturor ascultătorilor! Eu aș vrea să încep prin întrebările tale și vreau să vorbesc un pic și despre educația care am făcut-o copilului meu. În primul rând, dacă celebritățile din sport sunt modele. Uh-huh. Eu aș spune că depinde un pic. Pentru mine, de exemplu, eu am 54 de ani.
Roger Federer, care joacă împotriva unui adversar cu 18-20 de ani mai tânăr și ține fizic față, este un model de respect asupra muncii care o face. Indiferent, fiecare ar fi ideal ca în activitatea care o facem zi de zi să dovedim respect pentru munca care o facem. Deci am dat un singur exemplu. Sigur, ele pot exista în toate sporturile. Deci, din acest punct de vedere, da, sunt niște modele și acele modele care sunt... deci, trec de acel glamour, acea lucire a starului și a banilor, că sunt anumite canale media care discută numai de milioanele care le-a câștigat pe aici, pe acolo și așa mai departe, foarte puțin despre ce înseamnă antrenament, ce înseamnă muncă, ce înseamnă renunțări și așa mai departe. Dar dacă treci, într-adevăr sunt niște modele. Pe de altă parte, există o adevărată industrie despre promovare care învârt banii. Eu nu sunt un anticapitalist, Doamne ferește, aici merge motorul economiei înainte, dar la un moment dat ajung să schimb 20 de posturi de televiziune să văd și altceva decât fotbal. Dumnezeule, există în lumea asta, iarna, oamenii se dau pe schiuri, pe vremuri, mai vedeam, și o cupă mondială. Dar există, schi, există în continuare emisiunile astea, adică nu... Mai există, zici, dar nu la orele la care... În fine. Nu, sunt seara, mai sigur, puțin. Seara e a fotbalului. Așa, nu, de asta spun. Deci, mai există și o promovare și sigur că cu cât un sportiv este mai cunoscut, câștigă foarte mulți bani, poate mult mai mulți bani din publicitate. Bine. Și alte ăștia contracte. Sunt unii. Vezi că aici e esența discuției. Oamenii, da, pe care ai numit strălucitori sunt unii. Dar ți-ai îndemna copilul, de exemplu, să joace tenis și să fie, uite, la un nivel chiar înalt? Adică Sorana Cârstea, Monica Niculescu, Irina Begu... Deci, urma a doua... Nu, voiam să iau un pic întrebările. Care sunt limitele? Eu zic că pe de aici am început cu un pic cu publicitatea și cu tot expunerea asta în media. A fost o mare minune că Johnny Weissmuller, tarzanul nostru, a notat sub un minut. A fost o mare minune că, nu știu, Carl Lewis, dacă mai țin eu bine minte, a alergat sub 10 secunde, 100 de metri. Acum, ultima oară a fost 9.60 și cât coborâm? Oare corpul omenesc va duce, ce, să alergăm în 3 secunde? E imposibil. Deci, eu cred că este și la un moment dat o forțare a unor limite ca acei din 10.000, 1.110 și 1 reușește, întorc banii pentru cheltuielile celor 10.000 din spate. Asta este una. Revenind la copilul meu, copilul meu are 28 de ani, trăiește în Austria, de la mine a învățat să schieze, să noate și să meargă pe bicicletă. N-a făcut sport de performanță, a pocheta cu mai multe. Dar dacă ar fi vrut? Dacă ar fi vrut, eu aș fi sprijinit-o. Ce să vă spun? Este greu să spun acum în urmă. Da. Ce aș fi făcut? Ea a făcut, mă rog, a luat-o pe calea, a învățat. Puneați întrebarea, mai bine să înveți sau să faci sport de performanță. Dar eu zic că un pic lucrurile ar trebui încă la noi în țară. De ce suntem noi în gaura asta mare de... După părerea mea, o simplă părere, eu care, nu, am totuși, am prins, revoluția m-a prins la 20 și ceva de ani. La noi încă sistemul de organizare a sportului a rămas cel vechi, așa ca într-o inerție și s-a dus undeva spre anul 2000-2000 și ceva și acum n-am pus nimic în loc. Aici să știi că e altă discuție, nu o să o fac astăzi, că o să mă întorc, mulțumesc tare mult, Mihai, o să mă întorc la următoarea neperformanță. Dar să știți că performanțele astea vin și cu alegerile pe care le faceți voi acasă. Și în weekend ați văzut două modele, unul care duce spre glorie, altul care putea să ducă spre moarte. Și de aici încep alegerile fiecăruia dintre noi. Roli, salutare! Salut, Cătăline, și tuturor ascultătorilor Europa. Să mă ierte
cei care sunt lângă fotbal, adică ascultătorii care iubesc fotbalul. Din păcate sau din fericire, am făcut sport de performanță. Am fost mult vicecampion și campion național de karting de performanță, adică nu cu mobre și cu din astea. Deci cu motoare puternice. Este un sport foarte, foarte costisitor. Deci dacă n-ai sponsori, nu prea poți să faci chestia asta pe propria ta putere, dacă nu ai bani, bineînțeles. Adică eu personal nu mă pot compara cu niciun fotbalist. Deci tricoul unui fotbalist, ciorapul, chilotul sau ghetele sau, mă rog, de ce să mă leg la un fotbalist, nu se poate compara nici cu un sfert al unui set de cauciuc al meu, de karting, adică de performanță, care... Ca scumpete, ca bani, despre asta vorbim. Exact. Vreau să spun, sunt ofticat pentru o singură chestie. Când am fost în apogeul meu, ok, la 29-30 de ani, când am fost campion și, mă rog, am avut un accident aproape fatal de moto și motociclist, printre altele. Adică am stat în comă și așa mai departe. Tot cu sport, aici am vrut să ajung, că tot cu sport mi-am revenit să fiu om, adică să umblu, să pășesc, ok? Fără sport nu puteam, poate eram o plantă la pat în restul vieții, mă rog. Și acum vreau să ajung la fotbal. După mine, nu știu, deci e părere personală, ca și sportiv vorbesc, fiindcă am văzut foarte mult sport la viața mea, nu pot să mă uit la fotbal, singurul sport de care mă leg. Și de spun de ce. Eu, uite, atâția ani de zile, din anii 1986, de când am început kartingul, până în 2002, până am avut accidentul, din 90 până în 2002, nu știu de câte ori am fost pe podium, că locul 2, că locul 3, că locul 1, nu contează, dar am fost pe podium. Din anii 97 încoace, nici măcar un tricou, nici măcar un chil de, sau un litru, să vorbesc pe românește, nici măcar un litru de ulei, nici măcar o bujie. Pe vremea lui Ceaușescu ni se dădea, de exemplu, o primă, adică de start. Nu te-a mai susținut nimeni, asta vrei să spui. Nu, am avut clubul meu personal cu nașul meu, nu asta e, vreau să ajung, că, fiindcă trebuie să explic ca să pot ajunge unde vreau să ajung. Deci, din sportul ăsta la care am riscat atâția ani de zile viața mea personală, fiindcă un fotbalist cade că nu mai are el putere, ok? Sau îi rupe clavicula celălalt, că i-a dat cu piciorul în claviculă și nu s-a putut feri. Eu nu mă pot compara cu el când mă duc cu 200 la oră sau 180 sau, mă rog, egal, și am o explozie, ok? Acolo sunt două chestii. Peste 80 la oră vă dau eu un scris, nu mai controlez o mașină. Peste 80 la oră, numai când intri într-adevăr într-un derapaj controlat, care știi că așa vrei să faci. Dar la 200 de la oră, când se întâmplă o minune, în sensul că o explozie sau se rupe lanțul sau se calează motorul sau egal ce, mai este Dumnezeu lângă tine care te poate ajuta. Okay. Okay? Adică să nu mori. Concluzia. Am avut accidente, de ferească Dumnezeu, tot cusut, ok? Deci n-are rost să spun sau să mă arăt. Mă și pot arăta, așa, prietenii mei din Aiud, din județul Alba, mă știu, dacă se zice numele de roli, se aude, se poate vedea și în istoria kartingului românesc cu Radu Groza, așa, cu Dumnezeu să-l îndignească, am fost prieten. Păi și-am meritat, omule, adică, acum, ce vrei? Sau cum ar trebui să înțeleg? Da, meritat? Mi-a meritat, fiindcă am fost un nebun al vitezei și, uite, și acum sunt camionagiu, deci lucrez la Arabesc, la cea mai mare firmă din țară, vreau să zic, da, să care se încet. Ocupă cu materiale de construcții și sunt... Nu, de ce a meritat? Lasă că ți-ai făcut tu carieră de șofer după asta. Spune-mi de tu, ce? De ce a meritat tu să fii mereu în pericol? Deci, acum, nefăcând niciun ban din acest sport, că aici am vrut să ajung, că nu mi-am făcut nici casă, nu mi-am luat nici măcar o bicicletă, nu motocicletă sau mașină, nici nevastă, nu, pe bani n-am luat, că am luat-o pe frumusețe, ok? Da. Un fotbalist are o grămadă de bani. Așa. Câștigă o grămadă de bani un fotbalist, ok, toată cinstea, e sportul rege, bun. Ia spuneți-mi mie sau cineva să-mi răspunde la o singură întrebare. Hai să nu mă leg la director, la cei care sunt baza fotbalului. Mă refer la tifosi, adică cei care sunt în tribune, care urlă, ok? Ia ziceți-mi mie, de ce nu s-a bătut sau de ce nu s-a omorât, de exemplu, în Formula 1 niciodată, că Manuel Juan Fangio câștigat de 5 ori. De ce nu s-a omorât suporteri? De atâtea ori, numai în fotbal. Deci cei mai inculți oameni după mine sunt acolo. Aoleu, crezi?
sincer. Sincer. Da, deci răspunde, deci aici să-mi răspundă cineva din moment ce eu n-am făcut niciun ban și atâția ani de zile mi-am riscat viața în sportul ăsta, care e un sport, vreau nu să zic, dumne, că e foarte frumos. Nu dar sunt riscant. Cei mai inculți, mulțumesc, Roli, nu sunt cei mai inculți, sunt cei mai mulți atrași de sportul ăsta și atunci ies la iveală, unde sunt mulți, ies la iveală și extremele. Ca întotdeauna în viață, unde sunt grupuri mari de oameni, ele au diverse componente și sunt și oameni care sunt, uite, Radu Cosașu, care este un intelectual rafinat. Ce exemple să mai dau de alți oameni care scriu minunat, sunt scriitori care au iubit sportul ăsta și sunt intelectuali care iubesc sportul ăsta la nebunie. Nu despre, și nu se vorbate niciodată cu nimeni, dar probabil că au visat și au avut și ei de făcut alegeri. Virgil, mă întorc de unde am plecat. Salutare! Bună ziua! Ți-ai îndemnat copiii, domnule, să facă sport de performanță? Da, trebuie să vă spun înainte că sunt extrem de fericit să intru în direct cu dumneavoastră, domnul Cătălin. Sunt antrenor de atletism. Am 64 de ani. Bine ați venit. Și fac meseria asta, am fost sportiv de performanță și fac meseria de antrenor din 1986. Vreau să vă spun ca o parafrază a ceea ce a răspunsului la întrebarea dumneavoastră, melodia One Moment in Time, care a fost cântată de Whitney Houston după Jocurile Olimpice din 1984, știți, pe, atunci cu ocazia când Carl Lewis a câștigat patru medalii. E un sentiment unic, asta vreți să-mi spuneți. Deci, este foarte important ca antrenor să transmiți sportivului mesajul. Să știți că lucrurile care ajung să fie grave, să știți că și eu am trecut prin accident, am avut fractură la piciorul de bătaie, am revenit înapoi în sport. Când faci performanță foarte, când îți dorești foarte mult să faci performanță, îți asumi anumite riscuri. Dacă mă întrebați pe mine dacă eu vreau să-mi dau copiii mei să facă sport, toți copiii mei au făcut sport. Din păcate, vă spun, niciunul n-a fost talentat să meargă foarte departe, știți? Eu aș fi vrut ca ei să performeze, dar am avut inclinații spre muzică, spre artă, spre desen, spre alte... și am încurajat în orice domeniu au mers ei. Vreau să vă spun că a face alegerea pe care a făcut-o, de exemplu, tatăl Simonei Halep, când ea avea câțiva anișori, este o alegere foarte dificilă. Nu știi încotro va merge și către ce se va merge. Nimeni nu poate să dea o rețetă exactă. Uite, domnule, dacă faci chestia asta, dacă în fiecare zi te scoli la ora 7 și alergi 10 km, vei fugi maratonul. Nu există o rețetă. Lucrurile se fac din aproape în aproape. Fiecare dintre noi avem un vis, un ideal. Și mă voi repeta cu această frază a cântecului care mie mi-a și plăcut foarte mult lui din Houston. One moment in time. Dacă îți dorești să ajungi un moment în timp, acest moment pe care l-a avut, de exemplu, Djokovic, da? Senzațional, da? Senzațional. Probabil că nu este pentru toată lumea. Auzi, tu știi, sigur că nu e pentru toată lumea, e pentru 2, 3, 4, 5, dar tu știi ca antrenor când cineva care se apucă de treaba asta ar putea să aibă sclipirea aia, vezi? Cu ochii da, cu siguranță. Siguranță, da, știu să... Am o fetiță de 13 ani acum, care a scos niște timp formidabili și excepționali. Știți ce își face mititica de... La 13 ani, vă spun, da? Da. La 13 ani și-a desenat în casă câte zile mai are până la Olimpiada din 2028, ce timp va scoate și la ce probă. Ce tare! Fabulos! Deci, o cheamă Diana Ciuculan... Și o să auziți de ea. Fii atent, știi cine a făcut chestia asta? Cristina Neagu a făcut chestia asta. Cristina Neagu, eu știu foarte bine, o cunosc personal pe Cristina Neagu. Și o cunosc pe Ionela Târlea. Îl cunosc pe Marian Oprea. Sunt foarte apropiat de marile valori. Să știi, Cătălin, nu vreau să nu sunt de acord cu ce a spus domnul dinaintea mea și avem dreptul să avem opinii diferite. Sigur, dar vă încurajez. Acest post ne permite să nu fim toți uniformi și de-aia mi-am și permis să vă deranjez cu acest telefon.
Mie îmi place foarte mult diversitatea, dar când pui mâna pe un talent, când pui mâna pe un geniu, când pui mâna pe ceva, ca și meseria, și eu funcționez în atletism de 51 de ani, da? Deci se presupune că am o experiență destul de mare. Când pui mâna pe un copil care seara când ajunge acasă de la antrenament se apucă și face 100 de flotări, 200 de abdomene, 300 de exerciții de nu știu de care și îi spune maică-sei, ce mamă, te rog frumos, nu te culca acum, zice, că mai am de făcut și pe pat încă o două exerciții. Ăla poți să fii convins că... Bun, o să, ce o să mi se spună acum? Precis vor fi câțiva ascultători de-ai noștri care îmi vor spune așa, ce, domne, dar iei copilăria. Nu, domne, nu iau copilăria. Dom'le, acum eu am înțeles, citind cartea lui Agassi, că Agassi și soția lui Steffi Graf au fost supuși unor traume și unor durități extreme pentru a ajunge acolo unde au ajuns. Că trebuie împinși, așa am înțeles că e metoda. Nu știu, poate astăzi lucrurile s-au schimbat. Un pic, Cătălin, Nadia Comăneci a fost pusă supusă la niște traume? Da, eu zic că da. Pentru că Teodora Ungurean a fost supusă la niște traume? Uite, recomand, că n-am apucat să vorbim aici despre asta, recomand tuturor cartea lui Stejerel Olaru, care a apărut recent, se numește Nadia, și care descrie pe baza notelor securității ce au pățit femeile astea când erau copile. Adică, să mă ierte Dumnezeu, că ăsta nu e un exemplu. Tot din acest punct de vedere, scuze că dacă te-am întrerupt, îmi cer mii de scuze. Eu tot din acest punct de vedere vreau să spun că am cunoscut-o pe Nadia pentru că am făcut sport împreună. Eu am fost coleg de facultate cu Nadia, da? În aceeași perioadă am fost la facultate cu ea. Nadia n-a fost traumatizată de ceea ce făcea. Cătălin, așa era sistemul atunci. Noi stăteam 10 luni, 11 luni pe an în cantonament. Așa era sistemul. Asta e și o mare încercare. Mulțumesc tare mult, Virgil. Diana a spus, da? O să mai auzim de Diana la Olimpiada din 2028. Mamă, ce vis extraordinar! Să fii campion olimpic la atletism, să scrii asta pe o foaie în casă. Adriana, mulțumesc pentru răbdare. Bine venit la România în direct. Bună ziua, vă mulțumesc pe toți care ne-ați ascultat și pe dumneavoastră. Eu ce pot să vă spun? Am experiența unei mame care și-a dus copilul fără voia lui la un sport de performanță, canotajul. Face de 3 ani sport de performanță, dar la 300 și ceva de kilometri de noi, noroc de posibilitatea cu aceste rețele de socializare în care putem să ne vedem, ne putem auzi în limita în care se poate. Da, sportul de performanță noi nu am făcut. Ca părinți nu am avut nicio tangență, nici măcar să ne apropiem de o sală de sport performantă, în care se face sport de performanță. Dar văzând abilitățile fizice a copilului, am spus să îi oferim, chiar dacă ea la nici 14 ani nu și-a dorit așa ceva. Un copil care era foarte legat de familie. Și acum e aici... Zis, într-adevăr, sportul de performanță, când spune, de orice nivel, de orice tangență, că este pe auto, că este fizic, ce impune el totul, în primul rând începe cu sacrificii. Și a înțeles copilul vostru sacrificiul ăsta? Adică, bun, ea e acum copilul de part... Copilul l-a făcut și îl face în continuare. Și acum nu vreau să fiu răutăcioasă sau să proslăvesc un sport care nu prea este discutat foarte mult, dar în anul care a trecut, un an și jumătate cu această pandemie, a fost pentru toate sporturile un an foarte greu încercat, dar pentru asta canotajul a fost la înălțime. Deci ei au stat cu acești copii, au stat de un an și jumătate, au venit de două ori acasă. Cât de des vă vedeți? Deci nu mai putem compara nici măcar armata din ziua de astăzi cu sporturi de performanță. Și cât de des vă vedeți odată la 3-4 luni? 4 zile și jumătate și acum de sărbătorile pascale a venit într-adevăr 10 zile. Aha. Deci din mai anul trecut și acest copil a tot... Adriana, nu ți-e milă de copilul tău că acolo trece prin niște încercări și nici nu te are pe tine și căldura pe care poți să o dai? Mi este foarte milă, dar consider
că trebuie să formăm o generație care trebuie să știe că în viață nu se ajunge ușor unde trebuie. Trebuie să facem și noi sacrificii și copiii, nu avem ce face. Într-adevăr, voi regreta enorm perioada care eu nu am avut-o alături, nu o am. Ea va regreta pentru că, să știți, că este ușor de spus, faci sport de performanță dacă stai acasă la mama și la tata. Dar care-i scopul? Adică ce-ți dorești? Copiii aceștia stau într-o bază nautică cu antrenorii, cu câțiva oameni care sunt acolo pentru mentenanță, pentru îngrijire, pentru tot ce trebuie. Programul este pe ceas. Și ce-ți dorești tu pentru ea? Care-i visul? Care-i visul pentru fetița ta? Visul ei este să ajungă olimpică. A început să aibă performanță europeană, este vicecampioană la junior anul trecut. Sperăm și anul acesta să ajungă unde își dorește, dacă nu la tineret, pentru că a se afirma de acum începe pentru ea viitorul mai strălucit, să spunem. Școală faci? Adică dar ai foarte aici... multe sacrificii. Foarte și multe numai sacrificii. Faptul că nu sunteți împreună la 14 ani. Dar școală face, adică... Da, sunte. Deci, dacă sunt copii cum sunt, nu toți suntem la fel. Sunt copii care sunt mulțumiți de regimul de școală, profesorii deci sunt duși cu microbuz din baza nautică la liceul sportiv din Iași. Uh-huh. Profesorii sunt destul de severi, dar să știți că mai ales pandemia i-a supus la foarte mult. Am un test psihologic extraordinar pe care poate nici adulții nu puteau să-l treacă. Mulțumesc tare mult. Ea e Adriana, mama unei sper eu viitoare campioane, pentru că altfel stai să te întrebi de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Încerc să mai fac loc și altor oameni în emisiune, căci mai avem câteva minute la dispoziție și aș vrea să-i aud măcar pe cei care sunt pe fir în momentul acesta. De asta am redus durata conversației. Cosmin, salutare! Bună ziua, domnul Cătălin, vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că am reușit să intru astăzi în direct cu dumneavoastră. Și eu am doi copii, am o fetiță de 12 ani și un băiețel de 9 ani. Ambii sunt sportivi de performanță. Ia să vedem. Vreau să vă spun că sportul pe care îl fac copiii mei, pe cât este de frumos, atâta este de periculos, costisitor și dificil. Dar ce ambii practic schi alpin. Sunt din localitatea Bușteni, Prahova. Și vreau să vă spun că la nivelul la care sunt copiii mei, adică băiețelul la 9 ani este campionul României în minicupa României, iar fata la 12 ani este podium. Tot ce înseamnă schiuri, legăturile, adică prinderile schiurilor, clăpari, costumele de race, căști, ochelari, mânuși, toate sunt achiziționate pe banii părinților. Toate deplasările care le facem în țară, la concursuri, adică aici vă pot spune Sinaia, Bușteni la noi, Azuga, Predeal, Brașov, Sibiu, Arieșeni, Petroșani, chiar și la Cluj. Nu ți-e frică pentru ei? E un sport periculos. Este un sport foarte periculos, un sport pe care l-am practicat și eu. Eu sunt absolvent de al Universității de Educație Fizică și Sport, atât eu cât și soția avem universitatea absolvită. Nu profesez ca și profesor, datorită conjuncturii, să zic așa. Da, sportul este foarte periculos și foarte greu totodată. Iar la nivelul la care sunt copiii mei, mă repet, tot echipamentul trebuie să fie profesional. Deci și nu ți-e frică? Pentru ei? Dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică că nu pot să-i susțin în continuare. Asta mi-am dat seama. Că de asta încerc să te trag către alte sentimente, că mi-am dat seama că orice sportiv care își caută performanță are nevoie de sprijin, în mod evident. Eu mă gândeam întâi la siguranță, când îl știi acolo... Pot să vă spun că fetița mea a avut, din păcate, două accidente. Un accident casnic, unde a rezultat tibia ruptă, și un accident la schi, în același an, cu aceeași tibie ruptă, și a continuat sportul de bună voie, deci nu am...
în niciun fel nu am forțat-o sau să o oblig. Și a ajuns la rezultatele să ajungă pe podium. La vârsta de 12 ani a ajuns pe podium. Fantastic. Ce să vă zic? Fetița este legitimată la Federația Română de Schi și Biathlon și pentru sportivi și... legitimați, statul și... român ne acordă imensa sumă, un voucher, o dată în viață, pot să vă spun, adică în momentul legitimării, de 300 de lei. Ce pot să fac cu 300 de lei? La nivelul nostru, 300 de lei cumpăr o mânușă. Ce visez pentru ei? Cosmin, ce visez pentru ei? Da. Eu sunt și rezident în altă țară, în Spania, mai exact. Am locuit foarte aproape de pistele de schi din Spania, din Pirinei. Nu știu. Văd și o plecare în Spania, o văd la momentul actual posibilă. Adică aș renunța cu totul la România, deși aici am o afacere, deși aici am familia, mama, sora și așa mai departe. Doar ca să-i pregătești acolo. Să-i duc acolo și poate vor avea un viitor. Gândiți-vă, băiatul meu este un sportiv extraordinar. De la vârsta de 5 ani de când practică schiul, Nu știu câte locuri întâi. David îl cheamă. Uite, ne notăm. David, dacă o să avem un campion David la schi, știm că de la Bușteni vine. Mulțumesc, Cosmin. Adina, salutare! Salutare, ne auzim, Adina? Da, bună. Salut! Mi se spune că faci sport de performanță, că ești basketbalistă. Da, bună ziua tuturor și ascultătorilor noastre. Da, sunt sportivă de performanță de aproape 20 de ani. Okay. Tot ceea ce vă ascult acum și îmi place ceea ce aud, unele idei sunt oarecum interesante, unele sunt puțin depășite pentru experiența mea. Tot ceea ce pot să spun referitor la întrebarea dumneavoastră, dacă mi-ați dat copiii la sport, eu nu am copii acum, dar pot să vă povestesc din experiența mea. Eu am plecat de acasă de la 15 ani ca să-mi urmez visul. Nu pot să-mi imaginez părinții mei ce au avut un suflet în momentul acela, dar au avut curajul să îmi dea drumul pentru că eu trebuia să-mi urmez un vis. Eu fiind de loc din satul mare, am plecat tocmai la Vâlcea. N-a fost ușor, dar a fost ceva ce mi-am dorit eu să acum, fac. Acum, după 20 de ani, îmi dau seama că ești spre final de carieră. Tu singură poți să tragi concluziile. A meritat? A meritat din plin, pot să vă spun. A meritat și încă merită, pentru că o experiență de genul ăsta nu este una ușoară, nu-ți permite nimeni succesul în ziua de azi, doar cu muncă și perseverență. Tot ceea ce pot să spun, că noi sportivii trăim oarecum o altfel de viață decât oamenii care nu fac sport sau care nu sunt angajați într-un sport de performanță. E adevărat, noi avem o altă rutină, noi avem foarte multe să renunțăm la lucruri, să renunțăm la lucrurile care de la 14 ani fac sportul ăsta și n-am avut o copilărie oarecum la fel cu surorile mele care... Evident, dar ce o să faci mai departe? Adică din sportul ăsta sigur nu ești o persoană realizată financiar să trăiești ani de zile, îți va trebui o meserie, îți va trebui o viață, îți va trebui o școală așezată. Am terminat facultatea de sport, din management sportiv. Aș putea să mă angajez oricând ca și profesor de sport, bineînțeles, sau am avut o grupă de fetițe, o grupă de copii ca și antrenoare. Deci lucrurile se pot așeza și în timpul sportului. Da, într-adevăr, este mai greu și necesită mai mult timp sau mai mult efort, asta este adevărul, dar nu există, nu pot. Iar dacă ești sportiv și ai mentalitatea de sportiv, o să perseverezi în continuare și pe alte planuri. Pentru că, în paralel, dacă vrei să-ți urmezi un vis, trebuie să te gândești și la viitor. Suntem conștienți și sunt conștientă de faptul că se va termina. Poate anul ăsta, poate anul viitor. Eu acum sunt vicecampioană. Deci a venit, dar nu mă sperie gândul. Poftim? Zic că a venit și gloria. Și uite că visul ți l-ai împlinit. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc
frumoasă mărturie la final. Sigur că nu suntem toți în situația asta, ci doar unii au de făcut această alegere, dar cred că emisiunea asta vă slujește exact în a afla ce trăiesc oamenii aceia dintr-o piramidă pe care, sau din care vedem doar vârful, pe care l-am numit la început, fie Djokovic prin glorie, fie Eriksen prin dramă. Există multe alte lucruri de luat în calcul. Vă mulțumesc tare mult! România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.